Anchetatorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara l-au trimis în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pe Ovidiu Dănuț Drângă, un tânăr din Hațeg acuzat de dublu asasinat din satul Balomir. Procurorii au stabilit că tânărul a pătruns prin infracție în locuința a două surori din Balomir, persoane în vârstă și cunoscute cu dizabilități neuromotorii, cu intenția de a le deposeda de bani. Le-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele, leziuni ce au cauzat decesul acestora, după care le-a deposedat de circa 10.000 de lei, a informat procurorul șef de la secția judiciară Mirela Negruțiu, din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. În urmă cu o săptămână, casa locuită de două bătrâne, Elena și Augustina Lingurar, a devenit un loc al ororilor. Cadavrele femeilor cu vârste în jurul la 70 de ani au fost descoperite de un localnic care avea grijă de ele. Aveau hainele sfâșiate și urmele chinurilor care le-au adus sfârșitul. Cei care au găsit trupurile bătrânelor au povestit că s-au înfiorat la vederea acestora. Potrivit legiștilor care au examinat cadavrele, acestea prezentau traumatisme craniocerebrale, cu leziuni ale creierului, dar și numeroase leziuni pe suprafața corpului provenite de la lovirea cu un corp dur. Nu au fost constatate elemente care să confirme consumul unui act sexual, chiar dacă potrivit localnicilor, victimele au fost găsite despuiate.